Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Ciprian Ciucu, care este președintele PNL Sector 6 și unul dintre candidații interni la Primăria Capitalei. Bună ziua, domnule Ciucu, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cum spuneam și în prezentare, sunteți unul dintre candidații interni ai PNL pentru Primăria Capitalei. Cât de acerbă este lupta internă din lupta din partid pentru o candidatură la Primăria Capitalei? Sunt mulți candidați. Cum arată lucrurile din interior? Sunt primul care și-a manifestat această intenție chiar în urmă cu 2 ani. Adică nu e un secret pentru nimeni că aceasta a fost ținta mea politică în ultimii, de fapt, 4 ani, aș putea spune. Încă de când am fost invitat de PNL să mă alătur PNL și de când am deschis lista pentru Consiliul General la alegerile din 2016. Deci, principala mea activitate politică de acești 4 ani a fost dedicată, efectiv, primăriei municipiului București. Instituție pe care o cunosc foarte bine. În PNL a existat un proces inițial prin care ne-am asumat candidaturile 3 dintre noi. Florin Câțu, eu, ministrul de finanțe, domnul Ionel Danca, actualul cancelar al guvernului, și cu mine. Florin Câțu s-a retras, a rămas așa o competiție în 2, dar domnul Danca nu s-a mai profilat pe primărie. Și partidul a simțit nevoia să mențină competiția trează și acum suntem măsurați, din câte am înțeles și eu, doamna Pietra Alexandru, care este președinta PNL București, și domnul Aleș Bogdan, care și-a declinat, să zic așa, intenția de a candida la PMB. Dar Aleș Bogdan a și zis să fie scos dintr-un sondaj. Exact. Deci, în acest moment, eu sunt, sau sper că sunt, în această competiție internă și așteptăm rezultatele sondajului. Deci sunt măsurați 3 candidați, da? Doamna Violeta Alexandru, dumneavoastră și domnul Aleș Bogdan, care din ceea ce a spus președintele partidului, sondajul se va uita atât la partea de notorietate, la credibilitate și intenția de vot și potențial. Nu e un secret fără pentru nimeni că eu n-am mare, mare notorietate, pentru că nu am fost atât ziua pe TV, dar stau foarte bine, zic eu, pe potențial. Adică la modul la care cunosc primăria, viziunea pe care mi-am dezvoltat-o, cu sprijinul partidului meu, pot rapid reduce decalajul dintre competitorii externi și mine, cum ar fi, nu știu, Nicușor Dan, Vlad Voiculescu sau alții. Adică dacă partidul va merge pe mâna mea, eu cred că va avea doar de câștigat. Pentru cei care mă cunosc, chiar dacă n-am foarte mare notorietate, cei care mă cunosc au încredere în mine. Și practic când o să aflăm cine va fi candidatul partidului? Așa cum s-a anunțat chiar președintele partidului nostru, domnul Orban, pe 1 martie vom ști. Deci pe 1 martie vom ști cum stăm. Deci deocamdată dumneavoastră aveți șansele cele mai mari. N-aș spune chestia aceasta, pentru că și doamna Veta Alexandru este ministru, da? Și are o vizibilitate foarte bună. Din punctul meu de vedere are rezultate bune la minister. N-aș spune că eu am neapărat șansele cele mai mari. Aș spune că eu, dacă ar fi să-mi pun mie un punct forte, sau chiar două, ar fi că sunt cel mai bine profilat și pregătit pentru această poziție într-o eventuală competiție globală cu celelalte partide. Adică știu atât de bine primăria încât pe mine nu mă poate duce cu zăhărelul nici Gabriela Firea în orice dezbatere și e puțin probabil ca să mă poată depăși în ceea ce înseamnă aprofundarea problemelor primăriei, oricare dintre contracandidații potențiali și în ceea ce înseamnă a avea o viziune pentru București, pentru că de 4 ani de zile mă culc și mă scol cu Bucureștiul în gând. Deci am o viziune foarte, foarte clară. Chiar aceste zile lucrez la un program pe care îl voi lansa în curând și se vadă acolo cumva diferența de abordare între mine și ceilalți. Care este plusul dumneavoastră în comparație cu ceilalți? Plusul este că eu am experiență internațională
comparativ, am lucrat în proiectul de reformă administrației pentru guverne din Balcani și din Europa de Est. Am lucrat în proiecte de consultanță, care am dat consultanță pe planificare strategică și dezvoltare diferitor primării din România în special. Deci am această experiență legată clar de administrația publică. Ar mai fi faptul că acum sunt președinte NFP, ceea ce îmi dă nemijlocit o experiență recentă executivă, pentru că primăria este o instituție executivă, și ar mai fi chiar plusul pe care mi-l dă Partidul Național Liberal. Pentru că Bucureștiul este extrem de complex, iar problemele pe care le are acum Bucureștiul nu le va putea singur rezolva un primar. Are nevoie de un partid puternic în spate, inclusiv care să ajute cu buget, pentru că bugetul acum este efectiv în aer. Deci nu e un secret pentru nimeni că primăria a umflat bugetul de venituri, dar ca să ascundă de fapt faptul că nu mai are bani suficient pentru funcționare și pentru utilități și pentru servicii publice. Deci partidul îmi dă un mare plus. Plus că sunt câteva elemente de infrastructură esențiale pentru București și care sunt la guvern, nu sunt la primărie acum, și aș enumera doar Metrolex și Centura Capitale, dar care sunt gestionate în acest moment de către guvern. Și vă dați seama, dacă aș avea sprijinul partidului meu să candidez, voi avea și sprijinul partidului meu pentru a fi un primar cu rezultate. Deci m-aș baza pe acest lucru mult mai mult decât se pot baza alții, pentru că nu cred că în anul acesta PNL va pierde alegeri generale. Adică eu cred că vom avea un guvern Ludovic Orban II. Am avut până acum un guvern Ludovic Orban I care a avut ca mandat să repare stricăciunile făcute de PSD și vedem că săptămână de săptămână asta face. După care va pune țara în regulă și pe niște baze de plecare, pentru că într-un guvern Ludovic Orban II să începem construcția, reconstrucția de fapt. Și ți-am văzut vehiculată această variantă. Nicu Șordan ar putea fi un candidat susținut de Partidul Național Liberal pentru primăria capitalei. Cât adevăr e această variantă? S-a gândit, a luat PNL varianta asta în considerare? Ca Nicu Șordan să fie susținut de rezultatele partid? De fapt, este un proces de negociere. Politica presupune în esență negociere. Va depinde foarte mult de forma alegerilor și acum așteptăm rezultatul să vedem dacă va iniția sau nu o moțiune de cenzură PSD mâine pentru am înțeles, alegerea primarilor în două tururi. Și dacă vor fi două tururi, nu se pune problema. Partidul Național Liberal trebuie să meargă cu candidații lui, din punctul meu de vedere. Avem suficient de mulți oameni competenți, integri și, în general, bine pregătiți ca să concureze pentru poziție de primar de sector și primar general. Deci un candidat care să vină din interiorul partidului. Exact, exact. Totuși suntem un partid care, la nivel de București, avem undeva la 2000 de membri. Eu o să am alegeri la sectorul 6, sâmbătă. Acum sunt interimar, sunt președinte interimar și vom avea alegeri și vor veni 500 de oameni la vot. Deci avem o bază la un sector cât poate au celelalte forțe politice din București la un loc. Deci există Bucureștiul. Potențial. Evident. Evident. Și dacă vor fi pe un tur, atunci situația e mai complicată. Da, pot fi discuții și cu ceilalți competitori politici, plecând de la sondaje, plecând de la realitatea ultimelor alegeri, în care candidatul Partidului Național Liberal, domnul președinte Iohannis, s-a situat pe primul loc, inclusiv în București, și există acest astfel de credibilitate dinspre președinte către noi. Partidul Național Liberal în București s-a reformat prin locuirea conducerii și are alt drum. Adică au mai fost înainte, nu e un secret pentru nimeni, diferite înțelegeri cu PSD, acei oameni nu mai sunt la conducerea Bucureștiului. Suntem noi, o garnitură nouă de lideri în București, care nici nu vrem să auzim de așa ceva. Da? Dar revin, dacă totuși va fi, dacă va fi un tur al alegerilor primarilor, este nevoie de un candidat comun al opoziției?
Sau să meargă în continuare pe varianta de fiecare partid are candidat propriu? Acum partidul nu a decis nimic în acest sens. Dar în opinia dumneavoastră, cum ceea ce vă spun este doar opinia mea. Eu cred că da. Eu cred că ar trebui, deci nu vorbesc în numele partidului, vorbesc exclusiv în ceea ce cred eu, dar eventual că voi urma linia care va fi decisă împreună cu colegii mei până la urmă. Eu cred că ar fi nevoie să închidem primăriile pe toate. Și consiliile locale ale sectoarelor și celelalte primării de sector. Să nu mai dăm nicio șansă PSD să mai aibă primărie. Pentru că au avut 7 primari de la PSD, în loc să se înțeleagă între ei, în loc să facă ceva pentru orașul acesta, s-au luptat între ei, nu au reușit să se coordoneze și orașul arată într-un hal, fără de hal. Și atunci, din punctul meu de vedere, după acest mandat dezastruos al PSD în București, încă o dată 7 primari din 7, niciodată n-a fost așa ceva, toate primările trebuie să fie smulse din mâna lor. Și atunci, acest lucru, într-un singur tur, se poate realiza, din punctul meu de vedere, cu o negociere rațională. Pe candidat comun. Pe candidați comuni. Chiar pe alianță, de ce nu electorală, poate în București. Sau nu neapărat, dar cel puțin să nu... minimal ar fi să avem un pact de să ne concurăm între noi. Și să susținem candidatul cel pe care l-am decis. Și aici sunt diverse formule de discuție pe primării, pe viceprimari și așa mai departe. Ceea ce îmi doresc eu este ca toată lumea să vină cu candidați competenți și nu cu habarniști și cu oameni integri. Până acum am văzut numai că cu astfel de oameni pot eu face echipă. Nicușor Dan și-a exprimat intenția, mai avem pe Vlad Voiculescu la plus. Ați văzut dumneavoastră ideile de program ale celor doi? Da, le-am văzut. Și sunt apropiate de cele ale Partidului Național Liberal? Vă zic imediat, vă răspund la întrebare, vreau să fac un comentariu. Nicușor Dan a venit și a cerut sprijinul tuturor partidelor ca să fie ca într-un unic al primăriei. Vlad Voiculescu același lucru a făcut. Eu, dacă voi fi candidatul Partidul Național Liberal, mă voi adresa inclusiv electoratului USR. Și eu, la rândul meu, voi cere sprijinul lor. Adică, trebuie să fie, dacă chiar e să fie un singur candidat, da, vreau să fiu susținut inclusiv de ei. În ceea ce privește programul celor doi, acest program, ambele programe, sunt foarte apropiate între ele. Adică, nu faci mare diferență de viziune dintre unii și ceilalți. Diferența pe care o voi aduce eu, în curând și o să se vadă, este efectiv în capacitatea de a prioritiza și a fi realist. Pentru că acolo, în toate aceste programe, ca și în programul Gabrielei Firea, este o listă întreagă de dorințe și de cumpărături. Un shopping list. Facem și de aia și de aia altă. Dacă ar fi ca să le bugetez pe toate la modul real, ți-ar trebui bugetul Bucureștiului și nu exagerez, pe 50 de ani. Poate chiar mai mult. Da? Dacă e un plan fantastic ăsta? Da, e fantastic. Celor doi? E fantastic. Și niciunul n-a venit cu bugete. Da? Bun. Eu zic așa. Eu de 4 ani de zile vorbesc de 3 priorități. Și de acelea. Asta înseamnă când am definit 3 priorități, voi subsuma bugetul și acțiunea și capacitatea de management a primăriei pe acele 3 priorități. Și nu o să vin să vă vând gogoși. Nu toate lucrurile vor fi faine, pentru că nu voi avea bani pentru ele. Dar voi avea bani cu siguranță pentru a rezolva problema de mobilitate din București. Traficul care are incidență pe poluarea aerului și nu numai, care produce boli cancerigene și cardiorespiratorii. Două dintre cele mai mari probleme pe care le are capitala în momentul Doi, ăsta. Radet, pentru că rețeaua sub combă. Rețeaua este efectiv ciur. Și atunci am nevoie de un program de investiții. Nu mint pe nimeni, nu-i va fi ușor să trăiască 4 ani cu Bucureștiul săpat, dar eu vreau să sap Bucureștiul, pentru că dacă nu fac, am două mari probleme. Iarăși, calitatea aerului, pentru că Elcen va trebui să producă și mai mult, trebuie să retehnologizăm inclusiv producția de energie și de agent termic, da? După care să repar rețeaua ca să nu mai există aceste pierderi foarte mari în care se scurge un sfert din bugetul capitalei. Un sfert, pe banii aia pot fac o grămadă de alte lucruri. Deci nu o să fie un mandat ușor. Dacă ar fi să fie o primar, da? O să fie un mandat greu și de muncit. Pentru că nu vreau ca să fiu neapărat ales, vreau ca să fac exact ceea ce trebuie. Și nu să vând impresia că o să fim fericiți în București și toată lumea o să fie super mulțumită. Nu, vor deci fi 4 programul ani, celor vor, doi e departe de deci cel vor al fi PNL? 4, deci cu mine vor fi 4 ani, de muncă. Asta înseamnă inclusiv inconfort în trafic,
înseamnă inclusiv diferite neplăceri, dar vreau să pun orașul pe baze solide. Nu ne mai putem juca. Nu ne mai putem juca. Iar a treia prioritate este riscul seismic, consolidări. Testul urban este degradat. La un cutremur cad clădiri și mor. Sunt estimate, chiar pe, am văzut niște cifre chiar de pe primărie, undeva 2000 de oameni, fabulos. Și nu se va putea interveni, pentru că vor fi blocate căile de acces. Păi numai pentru a reabilita întregul fond care se află acum în clasă de risc 1 seismic, ai nevoie de bugetul pe un an al Bucureștiului. Oricum nu mi vor ajunge bani nici pentru aceste trei priorități. Da? Deci este nevoie de un primar care să poată să facă așa. Să-și definească trei priorități, să găsească oameni competenți care să ține pe linia de plutire celelalte servicii și utilități publice, să concentreze banii pe aceste trei priorități, să le promite oamenilor că nu le va fi neapărat mult mai ușor, dar că le va pune orașul pe baze solide, pentru că peste încă 4 ani să începe să lucreze la calitatea vieții în ceea ce privește restul aspectelor. Da? Și să aibă capacitatea să atragă fonduri. Atenție, cădem între cadre financiare. Între 2000, actualul cadru financiar 2014-2020, mă refer la banii europeni, se termină. Începe 2020, 2021-2027. Întotdeauna în primii 2-3 ani nu ai bani. De ce? Pentru că nu sunt programele scrise, trebuie depuse proiectele și durează. Atunci ai nevoie de un primar care înțelege, care poate să obțină fonduri și sprijinul guvernului pentru proiecte strategice pentru oraș și acel primar să fie dintr-un partid care este la guvernare și mă refer aici la PNL, unul la mână, și doi la mână trebuie să fie un primar care să prezinte garanții de seriozitate pentru a accesa, fondurile de investiții internaționale. Da? Sunt mari fonduri de investiții care pot da diferiți bani, inclusiv Banca Mondială, dacă vreți. Sunt și fonduri private, dar sunt și fonduri multistatale. Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucție și de Dezvoltare. Da, dar nu pentru nimicuri și prostii. Nu, ci pentru proiecte semnificative. Retehnologizarea RADET, creșterea capacității de transport, management comun și dezvoltarea țării de metrou. Pentru că orice vorbim noi aici sunt discuții. Numai în cap mașinile în București, despre asta este vorba. Într-un mediu urban mare, masiv, orice altă soluție în afară de metrou nu contează. Adică contează, dar este marginal. Orice capitală, orice metropolă are rețeaua de metrou foarte bine dezvoltată și acolo ai nevoie de foarte mulți bani și de capacitate de execuție a lucrurilor. Că stau în drumul Taberei, pe râul Doamnei. Acolo am avut 8 ani de zile în fața blocului un șantier. Este incredibil prin ce am trecut. Nu ai nevoie rapid să extinzi cu proiecte mai mici, dar foarte bine gândite pe geografia Bucureștiului, pentru că metroul este singurul care te poate degreva de trafic. Și atunci, de exemplu, obiectivul nu este să faci nu știu ce pasaj nu știu unde, nu este să faci nu știu ce neapărat parcare nu știu unde, nu știu ce pod și așa mai departe, să lărgești și să interconectezi străzi. Asta te joci. Nu. Obiectivul este schimbarea paradigmei de mobilitate, a comportamentului de mobilitate al oamenilor. În ideea că eu îți garantez ție București, anume că ajungi din punctul A în punctul C, trecând prin punctul B, adică interconectat, numai acum faci cu mașina, cu auto individual, nu știu, o oră sau 50 de minute, eu îți garantez că ajungi în 25 de minute. Da? Deci trebuie să creezi această alternativă prin proiecte semnificative de infrastructură. Și asta nu va putea face decât un primar care va avea sprijinul guvernului. Deci asta ar fi soluția pentru fluidizarea traficului în capitală? Asta nu există. Orice vedeți dumneavoastră, managementul traficului și așa mai departe, sunt povești de a dormi copii. Nu. Deci e geometrie simplă. Adică ai o tramă stradală, da? Vezi câte mașini în cap acolo, care e volumul de circulație pe oră și ai prea multe mașini. Deci ideea este că trebuie să schimbi comportamentul de mobilitate de pe auto individual către transport în comun. Păi și cum facem? Să mai reducem din numărul de mașini? Că păi sunt familii cu 3-4 mașini. Pentru că dacă omul vede că poate să ajungă în 20-25 de minute unde are nevoie maxim sau în 10 minute, atunci renunță singur la mașină. Da? Omul ce vrea? Vrea să fie predictibil și la timp transportul.
vrea să fie curat. Confort. Confort, să nu fie înghesuit. Dar și să ajungă rapid. Asta vrea omul de fapt. Și cum poți să faci chestia asta? Păi doar investind semnificativ în rețeaua de metrou, da? Și benzi unice dedicate transportului în comun. Altfel n-ai cum. Cum ai da-o? Poți să iei cel mai inteligent software de management al traficului. Tot se va bloca la un moment dat pentru că sunt prea multe. Da? Dar problema, Radet, cum aveți de gând să o rezolvați? Asta este complexă și probleme de ani de zile. Am văzut cum arată țevile, spre exemplu, e dezastru. Aici este vorba de trei etape. Prima etapă trebuie să limităm pierderile. Deci prima este un fel de plan de contingență, de intervenții rapide pe care acum primăria nu le mai face, pentru că este depășită. Da? Nu au capacitatea să le rezolve și atunci se uită, nu le mai raportează, nu le mai comunică public populației. Scurge apa efectiv în pământ. Deci banii noștri la propriu, agent termic, apă încălzită, se duce efectiv în pământ la propriu. E ca și cum îți scurg banii din buzunar în pânza freatică. Da? Deci primul plan și primul rând trebuie ca să identifici foarte clar aceste, nu să le zic supape, efectiv scurgeri majore. Da? Cum? Păi prin măsurători și prin presiune și prin capacitate de intervenție semnificativă. Acum sunt numai ingineri bătrâni, muncitori bătrâni, care folosesc utilaje bătrâne, în lipsa investițiilor vechi, cu tehnologie foarte veche. După ce ai recunoscut problema și ai pus-o în fine, pe termen scurt, ai limitat pierderile care sunt acum la 2000 de tone pe oră. Eu sunt cel care am făcut publică această informație. 2000 de tone. Acum 2 ani. Acum a crescut și mai mult. Și am avut o iarnă blândă. După ce... Slavă Domnului. Da, slavă Domnului. După ce ai făcut acest lucru, trebuie să începi să iei sector cu sector. Da? Bine, în primul și în primul rând trebuie gândit cumva sistemul. Trebuie să faci două lucruri. Trebuie ca să vezi unde ai puncte de producerea agentului termic. Și să redesenezi cumva rețeaua, unde nu este nevoie să redesenezi, sunt bine conectate, o lași așa cum este, dar dacă nu, chiar trebuie ca să schimbi geografia sau traseul magistralelor, care aduc agent termic către locuințe. Și trebuie să subdimensionezi, pentru că rețeaua a fost proiectată în anii 60-70 de comuniști pentru a servi și salba de industrii din jurul Bucureștiului. 23 august, Urbisul, IMGB-ul și așa mai departe. Da? E, și atunci ea este supradimensionată. Și atunci trebuie să o duci, să o faci mai mică. De ce? Pentru că e nevoie să menții o presiune constantă. Păi dacă țeava e mare, atunci presiunea și volumul de apă pe care să-l bași să fie este foarte mare, trebuie să redimensionezi și să vii cu tehnologii noi și cu materiale mult mai durabile decât aveau la dispoziție în anii 60-70, când 80, când s-a construit rețeaua. După ce ai foarte clar unde ai desenat, da, punctele de producție, avem, trebuia să a promis Gabriela Firea și de fapt a promis și Tudorache, amândoi au primit de mână că o să dea în folosință punctul de la Casa Presei Libere, nu s-a întâmplat nimic, că o să construiască altul în Colentina, nu s-a întâmplat nimic. Adică trebuie să ne orientăm puțin și pe producție, să ne bazăm doar pe Elcen, dar trebuie să ne uităm și la subdimensionarea rețelei pentru a asigura o presiune constantă. Deci, practic, de aici vine și problema. Exact. Și de aici. Și doi, extinderea rețelei, Radet. Este acum, de exemplu, centrul vechi, e o foarte mare zonă care nu este acoperită. Am mers de curând prin sectorul 2 și erau niște oameni care tăbăruseră cu toporul pe un pat care lăsase cineva în drum în București ca să ia lemne, ca să ducă să le ardă. Și ardă bucureștenii în centrul vechi, nu toți, dar unii ard cele pică mână. De aici și poluarea aerului, o parte dintre ele. Plus că Elcen trebuie subdimensionat și retehnologizat masiv. Elcen care este la Ministerul Economiei, care este la Guvern. Deci e nevoie iarăși de sprijinul Guvernului, nu numai pe Metrorex sau pe centură, e nevoie de Guvern și pentru termoficare. De ce întotdeauna trebuie să fie de aceeași culoare și guvernul și primarul ca să meargă lucrurile? Bine ar fi să nu fie așa. Să meargă lucrurile, că am văzut că dacă este invers nu prea merg de regulă. Bine ar fi să nu fie așa, numai că oamenii se cunosc, se creează relații de și interumane și de încredere unii între alții. Și atunci deci doar așa mai se mai poate în... E cumva normal, să știți, e cumva normal, natural. N-ar trebui neapărat să fie așa. Dar este un plus.
Dom'le, când ai și o funcție, asta ne pășea Gabriel Firea când era Dragnea premier, zic, dom'le, ești vicepreședinte de partid. Păi dacă guvernul te ajută, apelezi la mijloace politice, ești vicepreședinte de partid, te duci și îi ceri. Da? Pentru că tu ca un politic nu ești doar administrator, tu ai o responsabilitate at large pentru oamenii din București. Și tu ca om politic care ai funcție politică, trebuie să faci o dată treaba ta ca primar pe partea administrativă, dar trebuie să te lupți și cu instrumente politice care sunt în interiorul unui partid pentru binele oamenilor. Adică, deci vrem, nu vrem, avem nevoie de partid. Păi ai nevoie, da. Funcționăm în democrație și în democrație partidele sunt importante. Domnule Ciucu, va trebui să închidem, din păcate, acest interviu, dar vă mai așteptăm cu mare drag și data viitoare la noi. Mulțumim.